Interacțiunea cu publicul de pe Facebook a atras nemulțumiri din partea Giovanei. Aceasta nu-și dorea să mai fie alături de alți concurenți. Numai nu-i fain, frate, cu altcineva. Mie nu-mi place și eu am zis din la... Stai seama că n-avea cum să fie, mă. Păi așa, nu m-au băgat aiurea, ne-au băgat ca să ne enerveze, să mă f*** la igre. Oh, și tu acum le dai satisfacție și te-ai Dar făcut. Nu le dau satisfacție. Doar am spus din live, că oricum e aiurea. Ne cerem cumva scuze că n-am apucat să mulțumim. Citim toate mesajele. Să citim și să mulțumim fiecare în parte. Erau foarte multe. Ne și de la alții îți dai seama. Da, nu ne interesează alții. Contează doar ceea ce suntem noi. Păi te-a dat că eram noi, doar noi. Inima mea. Da, bine. Dar supărarea Giovanei se menținea și mai târziu, iar nervii ajungeau aruncați pe sese. Am oprit, era la întâmplă, să vorbim despre noi. Păi da, și ei le și... Și ei vor să știe ce mă deranjează, ce nu mă deranjează, tot, da? Uite, nu contează că am spus. Dar nu contează că am spus și ce n-am spus! Pot să mă duc și să stau acolo și să vorbesc orice, despre orice vreau eu. Dacă vreau. Păi mi-ai zis asta de 10 ori, frate! Care? Ți-am zis aici? Nu, și aici pe canapea! Că să nu vorbesc așa, ca așa, că ce mă deranjează pe mine. Astea, dar mă deranjează pe mine. Și ce dacă? Nu mai vorbi. Mai lasă figurile. Ți-am zis doar. Ce figuri? Nu, tu nu spui ce să spun și ce nu. Dar nu ți-am zis ce să spui și ce să nu. Ți-am zis că nu-i frumos. Mulțumeam doar. Da, și eu le-am spus că dacă eram doar noi, era mai bine. Asta am spus. Da, și că nu au fost doar comentariile noastre. Că asta nu îmi place. Pentru că încă o dată mi-atrage atenția. Și crezi că ți le zic de rău? Nu-i nici rău, nu-i nici bine. Dacă eu am spus ce mă deranjează. Pentru că încă o dată îmi spui, de 10 ori îmi spui. Da, să-ți spun așa mie oră. De 10.000 de ori, oricum, așa fac. Dacă mă deranjează ceva, spun. Nu era momentul, le spui, dar nu atunci. Atâta ți-am spus. Când mulțumim, asta mulțumim. Eu când trastez la nuntă, nu mi-aduc aminte de certuri sau ce mi-a făcut altul. Nu era vorba de niciun altul, frate. Era vorba strict de ce mă deranja pe mine și da, să le spun lor, pur și simplu, na, care e problema, na. Și eu o să spun de 10.000 de ori că așa vreau și spun ce vreau. Vii? Unde? Nu am chef să gătesc acum. De ce ai chef? Stau. A, stai, așa. Dar de ce te duci acum? Stai așa vreau eu, așa vreau, acum să fac eu, că așa vreau. Tu vrei să stai acolo, stai acolo. Fiecare cu locul lui, dar asta doar pentru puțin timp. Așa că discuțiile se duceau către subiectul fosta iubita a lui Sese. Ce? Dar ce te interesează? Ce vreau să știu? Normal vă pot. Cum? Ba nu. Ți-a făcut și cu limba. Nu mi-a făcut cu limba. Ba nu. Zice ce vrei să aud ca să spun. Nu, vreau să-mi spui adevărul. Păi ăsta este adevărul. De ce vrei să o aduci în discuție acum? Ca să am 3.000 de materiale cu madame. Nu vreau, doar te-am întrebat și puteți să răspunzi. Prima și era gata. Și ți-am zis. Okay. Nu mi-aduc aminte. Lucrurile inutile pentru mine în viața mea sunt la m-am șters cu ele. Da? O să doarmă în casa mea. Nu dorm. Că ce faci? Păi, mă gândesc. La? La noi. Și ce te gândești la noi? De așa. Păi, se și mie. Păi, uite, așa mă gândesc. Cum ar fi? Zici la ce te gândeai? La noi doi, stăm de așa pe canapia. Și? Și ce? Și pe când dragoste? Nu te gândești la asta, sigur. Bag mâna în foc acum, că nu, la asta te gândești. Pe de unde știi? Știu eu, foarte bine. Acum, dacă îmi dai foc, eu bag mâna. Și ce mai ești? Nu te gândești la asta. Te-ai enervat? Ai vrut un subiect să-l aduci care știi că te enervează mai tare. Dacă...
știi că eu nu-ți răspund. Vreau să îmi spui? Asta am fost curioasă, asta te-am întrebat, asta am vrut. Și ți-am spus. Păi și ți-am spus. Păi și bine că mi-ai spus. Cu ce te-ai satisfăcut cu tine? Uite așa. Ești supărat pe o alt subiect. Ca să știu cum să-ți mai... ca să nu-ți mai fac, ca să nu... ți-aduci aminte de... Nu mi-aduc aminte. Eu ți-am mai explicat de persoanele din trecut, sunt trecut la mine. Și eu ți-am explicat asta și... nu prea înțeles. Ești tu, de ce mi spui la fel? Că ți-aduci aminte? Mm. Pam, pam! S-a părut, zic, am râs prea mult, ai zis că ia, hai, o leacă, să vin. Revenim. Nu uit la ce trebuie. O simplă întrebare, puteai să răspunzi. Am răspuns. Cum trebuie? Nu, ăsta era răspunsul. Bine. Nu cum credeai tu. Tu nu mai zic că nu am răspuns. Eu am răspuns, nu ai vrut. Tu să auzi acel răspuns, tu ai vrut cum ai vrut tu, ca să fii supărat, să ai pe ce să fii supărată pe mine. Eu am răspuns, nu pot să-mi bagi mie cuvânt în gură, că nu am răspuns. Nu prea mult stai la tine pe gât, așa, ca să fie doar un pupic. Un pupic nu era așa și gata. Da, eu am fost 3. Sau 10, sau 20, nu mai știu. Nu a fost nicio limbă. Spui altora, ce mai aduce în discuții pe domn soară? Da, și tu nu aduci în asta discuții? Asta m-a dus-o. Și tu mă aduci tu? Mai gândesc, da. Ce să te mai gândești? La nemurirea sufletului. Nu, la ce să te mai gândești? La ce-a fost. Îți faci rău și inevitabil îmi transmis și mie asta. Suntem ca doi proști, așa. Ce nu s-a supărat? Nu, iritată. Capricile iubirii. Înțeleg că ai fost supărată de faptul că a trebuit să împarți social media cu Sabrina și cu Perneș. Asta a fost unul dintre motivele nemulțumirilor tale. Dar mai aveai și altă nemulțumire. La ce te referi? Cu cine s-a pupat Sese? De nu s-a pupat. La cine te referi? Păi de ce m-a întrebat? Cu limba sau pe buze? Tu ai zis-o. Mi-a spus cum i-a făcut. Dar la cine te referi? La Nora. La Nora? Da. Mm. Da, ce să-l întreb și l-am întrebat. Dacă n-are și el ce să te întrebe, și te întreabă, da, Adi. Să mă întrebe. Auziți. Dar te-ai pupat cu Nora? Nu, pe gât. Era vorba de gât. Că ea mă pupase pe gât. Și eu stăteam și dormeam. Cine te-a pupat pe gât? Giovanna și-a adus ea aminte de păi atunci. Păi și ce legătură are cu Nora? Păi și eu am întrebat. Ea m-a întrebat. Ce a făcut, cum a făcut, ca să știu. Să nu mai fac. Da. Dacă tot mi-ați adus-o pe aici, nu, mă mai gândesc și eu. La dar nu v-am adus-o vouă, ferească Dumnezeu. Păi, este un fost concurent care a venit ca oricare alt concurent în casa Mireasa. Da, au fost și alții pe lângă Nora. Da. Și au mai vrut să vină și alții, dar din păcate n-au putut, că aveau alte treburi. Îți fac bine întrebările astea și răspunsul. Adică când pui o întrebare, trebuie să știi ce să faci cu răspunsul. Adică să fii pregătită. Am fost pregătită, am fost foarte calmă, am fost foarte liniștită. Calmă? Da. Erai pregătită și pentru supărarea lui Sese? Dacă pe Sese le nerva și l-a pucat așa. Cum se duce el așa uneori? Dar când îl ia? A fost o zi aiurea ieri, așa că... Da, te ajută la ceva dacă afli... Da, am vrut despre... eu să știu. Dacă vreau să știu ceva, aflu. Da. Acum, dacă te-ar lua și el să te întrebe, auzi, da, cu Tărescu ăla din poze, cum făceai? Dar nu mă interesează. Nu, era un exemplu. Vezi că eram în ajutorul tău, Sese. Nu cred că trebuie să mă întrebe cum făcea, că poate a văzut, adică... Da, nu mai zic și asta. Da, adică, nu... Cumva am senzația că vă autosabotați, fără să vă dați seama. Știi, cu întrebările astea așa, puse, că n-ai ceva, de plictiseală. Păi da, tocmai. Chiar dar nu mai bine te gândești la viitor, tu, mă, ce o să facem? Și la viitor. Așa, pui întrebări care să vă cuprindă pe voi doi. Leștul lumii nu interesează, nu trebuie să vă intereseze. Pixulescu... Ai îndoieli în ceea ce îl privește pe Sese vis-a-vis de Nora? Nu. Păi și atunci... ca să nu facă și ea cum a făcut aia, aoleu, că are patent.
Deci are drept dai, doctor. Paula, cu picul lui, cu limba pe gât sau pe unde, pe urechi, pe unde a fost. Ce mai contează? Ce mai contează? Tu ești lângă Sese, tu ești în brațele lui, restul nu. Pe tine te ține de mână, are dreptate, Paula. Serios. Și tu îl întrebi, știi cum a sunat asta, de parcă aveai chef de zâzanie, știi? Să bagi zâzanie. Ia, hai să ne certăm. Ce facem astăzi? Ne plictisim? Ia, hai să ne certăm noi puțin. Serios. Aprob. Așa, să-l faci și pe el să se simtă vinovat într-un fel, că e și asta o tactică, de a conduce într-un cuplu.